Bună ziua! Problemă. De ce nu te întreabă nimeni și pe tine ce probleme ai, domnule doctor Toma? Recomand să vă gândiți că ați avut ocazia să mă întrebați asta și ați ales să mă întrebați de ce nu mă întreabă nimeni asta. De asta. Problemă. Ați rezolvat doar 39 de probleme în episodul trecut. De ce nu 40? Recomand documentare despre Japonia. În cultura japoneză, atunci când urci un video pe YouTube, poți să răspunzi la câte întrebări ai tu chef. Problemă. Sunt tristă că nu-mi găsesc de lucru, dar în același timp mă bucur că am timp de hobby-urile mele. Recomand să încercați monetizarea hobby-urilor și, ocazional, medicamente pentru bipolaritate. Problemă. Nu găsesc un stand-up bun. Recomand Toma la Ai Umor. Problemă. Dacă am blestemat pe cineva să-i meargă rău, mi se întoarce mie? Dacă ai blestemat pe cineva care a proiectat o mașină care e intenționat să meargă prost, atunci blestemul tău e fix ce-i trebuie. Problemă. Desktopul nu mai are imagine nici pe placa AGP, nici PCI Express, placă dual fără ieșire video on-board. Ce să fac? Recomand radio. Problemă. Trebuie să răspund la limba și literatura română, dar îmi pică internetul. Recomand să pui răspunsul într-un coment pe YouTube. Aparent aici îți funcționează internetul. Problemă. Mi s-ar atribui adjectivul arogant, chiar dacă sunt mai deștept decât toată lumea? Nu, dacă ai fi mai deștept decât toată lumea, ar fi evident pentru noi restul și nu ai fi catalogat drept arogant. Ba mai mult, în cazul ăla s-ar putea chiar să existe oameni care să te simpatizeze, pentru că ți-ar accepta superioritatea intelectuală. Problemă. Îi tot cumpăr jucării câinelui meu, însă el le tot îngroapă în grădină. Recomand în cazul ăsta să-ți cauți tu alt loc în care să ascunzi cadavrele. Problemă. De ce pune lumea spațiu înainte de virgulă, punct și virgulă, semnul exclamării, semnul întrebării, etc. Recomand folosirea fontului Comic Sans pe toate dispozitivele folosite pentru lecturare. În cazul acela, fontul va deranja mult mai mult decât spațiul dinainte de virgulă, care sunt total de acord că trebuie pedepsit cu cazier și ani grei de închisoare. Problemă. Stau în carantină de 2 săptămâni, dar nu am nici COVID, nici vreun simptom. Recomand să te bucuri cât încă ai o scuză să nu pierzi vremea pe la cozi sau să te vezi cu prieteni care îți cer bani împrumut. Problemă. De ce? Recomand analizarea întrebării mai atent. Întrebarea de ce presupune că există un pentru că, ceea ce, de cele mai multe ori, nu e cazul. Cel mai simplu răspuns ar fi totuși pentru că interpretarea Copenhagen a fizicii cuantice permite evenimente aleatoare și nedeterminabile. Cam asta acoperă orice de ce. Problemă. N-am chef să fac sport. Fă sport. Problemă. De ce când clipesc văd negru? Recomand să nu mai fii rasist. Noi restul vedem curcubeu când clipim. Problemă. De ce nu ne mai vizitează extraterestrii? Nu știu. Problemă. Rămân fără vinul ăla care îmi place foarte mult. Recomand să-ți mai iei niște vin din ăla care îți place foarte mult prin procesul de achiziționare. Dacă vinul în cauză nu e achiziționabil, recomand să aștepți un pahar de vin din orice vin, după care orice vin va deveni vinul ăla care îți place foarte mult. Problemă. Mă doare mâna de la vaccin. Recomand să-ți rupe pieliță de lângă unghie. Nu o să te mai poți concentra pe durerea din umăr. Problemă. Mă supără aparențele că o înșală. Spune-le și tu că faci sex cu altele, în ciuda aparențelor. Problemă. Mă cam supără că struții nu pot zbura. Struții pot zbura. Doar aleg să nu. Problemă. Mă supără pescărușul care urlă când omoară porumbei pe blocul de vis-a-vis. Recomand aprecierea muncii depusă de pescăruși în folosul nostru al tuturor. Urletul lor e unul de triumf. E un preț mic de plătit pentru prejudiciul major adus populației proliferante a porumbeilor. Problemă. Cum fac să nu mai aibă nevastă-mea dorințe? Recomand o mască cu Cristi Popescu. Dorința se stinge mai rapid decât sună la ușă un curier în secunda în care a intrat în baie. Problemă. Eu m-am mutat în Canada și prietena mea a rămas la facultate în România. Recomand ei să facă niște meditații sau în general să fie mai atentă la cursuri. Poate în felul ăsta o să reușească și ea în viață ca tine. Problemă. Am cumpărat de pe internet un scaun galben fix și mi-a provocat hemoroizi. Ce pot să fac? Recomand să insistați să-l folosiți până se obișnuiește corpul, dumneavoastră sau al urmașilor dumneavoastră, scaunul. Evoluția e un proces lent. E posibil ca dumneavoastră să nu fiți încă potrivit pentru scaun. Dar cu efort, mult și susținut din partea dumneavoastră, poate generațiile viitoare vor avea hemoroizi mai puțini sau mai mici. Problemă. Teo nu a interpretat nicio voce în serialul Banciu Detectiv Animat. Recomand răbdare. Problemă. Curierul întârzie cu mâncarea și prietena mea mă ceartă pe mine. Recomand să vă bucurați de faptul că ambele lucruri care vi se întâmplă vă ajută să slăbiți. Problemă. Iubita mea vrea să cumpere încă un parfum, deși are încă 3 aproape pline. 3. Tineri. 3.
Problemă. Micii nu pot fi întorși pe grătar cu tacâmuri de plastic, acestea topindu-se. Recomand întoarcerea micilor prin smucirea grătarului în aer, întocmai precum întoarcerea unei clătite în tigaie. Problemă. Am pus lumânări la morți pentru un vecin. Se alege praful și pulberea de el sau trebuie afurisenie? Recomand aprofundarea textelor sacre. Tot ce se întâmplă acum este că morții lui o duc mai bine decât morții tăi. Problemă. De câți pași e nevoie ca o cărare să devină cărare? Cel puțin 6. Problemă. Mă îngrijorează faptul că pinguinii arată de parcă ar purta frac. Recomand să vă gândiți că ăsta nu e motiv de îngrijorare. Aduceți-vă aminte că cineva a făcut un copil cu Cristi Popescu, care a început încet încet să semene un pic cu Cristi Popescu. Problemă. De ce nu pot să fac sarmale? Recomand să exersați împachetarea sarmalelor folosind o metodă simplă și simpatică. Gândiți-vă că ați ucis pe cineva și, pentru a evita ramificațiile legale, ați decis să dezmembrați cadavrul și să ascundeți părțile în diverse locuri din oraș. Gândiți-vă apoi că bucățile din acest, să zicem de exemplu, vecin care bătea de exemplu covoare la ora 2 duminica, trebuie împachetate cu grijă, astfel încât să nu bată la ochi și să nu-și dezvolui adevărata natură. Sarmalele dumneavoastră vor fi un adevărat succes și vă veți putea odihni în liniște duminică. Problemă. De ce e morcovul mai portocaliu decât portocala? Recomand să nu mai folosiți nici morcovul, nici portocala în alte scopuri decât cele prevăzute de lege și recomandate de medici. Problemă. Cristi Popescu face mătreață? Cristi Popescu nu face nimic. Problemă. Aerul uscat din cameră. Recomand umiditate, dar pentru a economisi apa, cel mai isteț este folosirea unui filtru pentru umiditate la intrarea aerului în corp, cum ar fi, de exemplu, un prosop ud pus peste nas și gură. Problemă. De ce fug fetele de mine atunci când le vorbesc? Recomand să aștepți o vreme la grila de start. Vei vedea apoi că acele fete care au fugit de tine inițial vor fugi către tine spre final. Problemă. Nu suport matematica. Recomand consiliere pentru tine și matematică. E firesc ce simți, dar dacă veți conviețui împreună până la sfârșitul vieții, ar fi bine să vă puneți deoparte diferențele și sumele și câturile și resturile. Problemă. Cafeaua la espresso iese prea acră, deși e măcinată la o granulație potrivită și curge în raport de 1 la 2 în 28-30 de secunde. Și nu veniți la mine cu idei de genul măriți cantitatea din sită, ceea ce va face ca apa să treacă mai greu prin puc, rezultând în mărirea timpului de extracție, astfel eliminând din acreală, că am încercat deja și tot e prea acră. Recomand să vă calmați și să acceptați faptul că dacă vreau să vin la dumneavoastră, o să vin la dumneavoastră. Și oricât de greu mi-ar fi să pronunț cuvintele astea, ăsta este un domeniu în care Cristi Popescu se pricepe mai bine ca mine. Salut, sunt Cristi Popescu și sunt barista casnic. Principala problemă a baristelor casnice este inconsecvența. Uneori îți iese espresso, alteori nu, de cele mai multe ori nu. Știu asta din proprie experiență și astăzi o să vă învăț un truc ca să vă iasă tot timpul. Cântărim 18 grame de cafea. Punem cafeaua în râșniță și o măcinăm. Ne asigurăm că avem 18 grame de cafea. Avem puțin multă cafea. Acum avem 18 grame. Nivelăm cafeaua în portafiltru. Avem aici o sculă de nivelare, ca să nu o facem manual. Merge mult mai bine dacă ai două mâini libere. O tasăm. O punem aici. Apoi mai facem o operațiune. Luăm o ceașcă de cafea.
o trecem pe sub espresorul Profi și o savurăm. Problema. De ce au cireșele codiță? Pentru că altfel ar cădea de după ureche mereu. Ai și tu o problemă? Lasă un comentariu și află rezolvarea în episodul viitor. Și ca de obicei, încercați să fiți norocoși!